24, Poliția Municipiului Alba Iulia s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe de către doi bărbați în vârstă de 28, respectiv 18 ani, cetățeni turci cu reședință în Municipiul Alba Iulia. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că în data de 1 noiembrie 2024 cei doi ar fi urmărit și ar fi acroșat cu un autoturism, un bărbat de 37 de ani din localitatea Ovidiu, județul Constanța, iar ulterior l-ar fi agresat în contextul în care bărbatul ar fi sustras anterior articole vestimentare din magazinul unuia dintre agresori. Față de cei doi agresori a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale. Subinspector de poliție Crișan Mătălina, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.